La ședința din luna august a Colegiului Prefectural din județul Neamț, pe ordinea de zi, s-a aflat și o analiză a sistemului de irigații ce poate deservi agricultura nemțeană. Referitor la sistemele de irigații, Unitatea Neamț a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare are în administrare o suprafață brută amenajată cu lucrări de irigații de 6.181 de hectare, distribuite în 7 amenajări. Este vorba despre amenajările Tupilați-Botești, Pildești-Cordun, Feldești, Secuien-Roman, Horia, Dămienești și Racova-Filipești. În Neamț există instalații pentru irigarea a 6.181 de hectare, dar acestea nu pot fi folosite pentru că nu au fost înființate societățile care trebuie să gestioneze aceste instalații, motiv pentru care ele nu sunt funcționale, în ciuda secetei cumplite din ultimii ani care afectează agricultura din această parte a județului. Amenajările însă nu funcționează, motivat de faptul că în perimetrele amenajate pentru irigații nu sunt constituite organizații sau federații de îmbunătățiri funciare, așa cum prevede legislația în vigoare, neputând astfel să fie încheiate contracte de livrare a apei pentru irigații. Membrii Colegiului Prefectural au ajuns la concluzia că sunt necesare demersuri ale autorităților publice locale pentru accelerarea înființării unei organizații sau federații de îmbunătățiri funciare care să se ocupe de gestionarea acestor sisteme de irigații, organisme cu care fermierii să poată încheia contracte de livrare a apei necesare udării recoltelor pe timp de secetă. Încă o dovadă a faptului că întotdeauna la noi e ca la nimeni și că ne lăsăm și în această privință la mila celui de sus.